Liviu, o victorie muncită, o victorie importantă pentru voi, o singură înfrângere în acest sezon. Care sunt obiectivele acum clare? Bună seara! Da, o victorie muncită și cred că meritată până la urmă, pentru că am făcut un joc bun, o determinare bună a echipei, iar acest lucru s-a văzut. Bineînțeles, ne dorim să ne clasăm pe un loc cât mai fruntaș. Nu avem un obiectiv clar, dar cum am mai spus, tot timpul ne dorim să câștigăm fiecare meci, să luăm fiecare meci în parte și să obținem maximul din el. Ai apucat să te uiți la Piliaceli, l-ai văzut ieșit, ai marcat totuși cu capul de la vreo 14 metri de poartă. Da, sunt momente foarte, foarte scurte, când ești în fața porții, ai tenița de a da la poartă. Deci nu pot să spun că am mai exersat-o sau pur și simplu de pe moment ceea ce-ți vine să faci în acea fază. FCSB v-a egalat în prelungiri, pe Universitatea Craiova ați reușit să o învingeți acasă. Vă depuneți candidatura pentru play-off în acest sezon? E de vreme să vorbim despre play-off. Cum am spus, o trebuie să luăm fiecare meci în parte, să obținem maximum și ceea ce ziceai tu că ne-a egalat Steaua în ultimul minut, cred că am învățat din acele greșeli și acum suntem puțin mai atenți și, bineînțeles, mai puternici. Asta ne și dorim, ca de la meci la meci să fim mai puternici și mai inteligenți. În sezonul trecut, fără suporteri, UTA pierdea meci de meci aproape pe teren propriu. Acum da. E altceva? Bineînțeles, ați văzut și dumneavoastră ce atmosferă frumoasă avem. Țin să le mulțumesc pe această cale suporterilor și tuturor care ne susțin la fiecare meci. Este foarte important pentru noi, pentru că ne împing de la spate, dar acest lucru s-a văzut și astăzi. Mulțumesc! O seară bună!